Competência, né? Tá. Vamos, então. Binecuvântate este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Fără de moarte, miluiește-ne vre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Preasfânta Treime, miluiește-ne noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânia sufletului și noastre, vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne prin noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auză-ne și ne miluiește. Robilor lui Dumnezeu, ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării și a neamului, și pentru casele sertelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Milă lui Dumnezeu, împărăția cerurilor,
și iertarea păcatelor lor la Hristos împăratul nostru, cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să le cerem. Da, Doamne, Doamne, Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i și voi iertă-i. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, mă tuști în greși fără de păcat, dreptate-te este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul, că te ești în vire și viață și odihnă sufletul adormiților în romilor tăi, care aici te-a pupinesc în stație Dumnezeul nostru, și ție slavă și ne-ați împreună și-o prânciul tău, Părinte, cu preasfântul și bunul și viață făcătorul tău Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, și Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-o fericită adormire veșnică adignă, de Doamne, sufletul adormitor în romilor tăi, ostașilor că sunt pe cântul de luptă, români care aici s-au pomenit, crepelor veșnică pomenire. Pomenirea lor neam și neam, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Părinte, mult stimate domnule consul, mult stimate onorat oameni, buni creștini, români, ortodoși, care v-ați adunat aici la acest monument de comemorare, unde sunt îngropați cei care poate știu numele și cei poate care nu le știu numele, care au murit, ostași români, frați de-ai noștri, care au murit pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării, a neamului, a credinței noastre ce este ortodox. De aceea, astăzi noi suntem datori ca buni creștini, ca care ei și-au dat viața pentru noi și noi suntem datori ca să ne rugăm pentru dinși, ca Dumnezeu să-L ierte lor greșalele, cele de voie și cele fără de voie, și să-i primească în sânul lui Avram cu cei drept și scumpi și sfinți acolo se numesc. De aceea vedem că timpul de astăzi care parcă plânge pentru cei care s-au pierdut, care au murit aici pe pământurile noastre în timpurile războiilor. Și desigur poate pentru dâns multe lacrimi s-au vărsat, ceilalți scumpi, pentru că erau și ei cred că în vârstă tânără când au mers la război. Nu erau în vârstă de acum bătrâni, dar erau în vârstă tânără când au mers la război. Și iată că aici și-au trecut viața pentru credință, pentru neam și pentru mântuirea sufletului. Deci Dumnezeu să ierte pe toți, Dumnezeu să-i așeze în corpurile Sfinților și drept
Iar voi cei care v-ați adunat, cei care țineți această, aveți grijă de dânsii, Dumnezeu să vă aibă în pază sa. Prezentă dumneavoastră, vreau să aduc cuvinte de laude la toți, la fețele bisericești care au făcut slujba atât de frumoasă și la toți copiii înțe care astăzi cu statul lor să fie de frumos. Și la domnul Lepcic, aici sunt copiii la domnul Lepcic. Eu îi numesc copiii lui, la centrul domnului Lepcic. Apoi la toată lumea care astăzi a dorit să vă cu voi, astăzi vedeți cam ploaie și nu suntem atât de mulți cam cât am dorit fiecare. Dar totdeauna mulțumesc la toată lumea. Și vreau să spun că locul ăsta, unde ne aflăm noi, o fost așa cum acolo, vedeți, mă dați, cum face ce? Așa erau. Erau cruci, copaci și aici era gunoiși. Ca să înțelegeți dumneavoastră, zic să scot cam 30 de camioane de gunoiși, de gunoi, copaci de după aceea. S-au adus pământ, s-a făcut, era așa strâng, s-a făcut locul ăsta, e făcut de cultul eroilor, pe banii cultul eroilor a României, care cultul eroilor s-a aflut pe lângă guvernul României. Primul monument care a fost făcut aici de sponsorizat de patru persoane, unul dintre timpul este domnul Broască, Ion, aici. Sigur, când a fost delegația din România, s-a văzut că cam puțin s-a văzut o întâlnire cu administrația de stat, din celor, s-a dat voie. Cum s-a terminat pe urmă, nu vă spun că nu știu. Vreau să-mi întâlnesc contul generalului, contul de la Consulatul General la Românii Domnului Mirei. El tot a dat o parte de finanță, ajutor pentru facerea curățenii dinți. Și ca să vă fie mai... Locul acesta, istoria despre cei care zac aici, se ocupă istorie și deci eu să vă folosesc puțin despre ceea ce s-a făcut. Deci nu mă opresc la ceea ce s-a făcut până acum. Deci o să continui restaurarea și repararea. Deci în prezent s-a reparat gardul pe perimetru, totul de roată. Deci a fost vopsit din nou, pentru că era rugină de acum, a fost curățat cu periuța de sârmă, dat cu soluție împotriva ruginei, apoi vopsit. Deci domnul Bimolaru, până a început eu gardul, a făcut aleile, a reparat aleile, pentru că creștea iarba, era pus pe pământ. A fost tornat beton, a fost reparat după cum vedeți. Deci cea mai mare problemă, mă scuzați, s-au pus fapt. Cea mai mare problemă era panteonul ăsta, sau cum să spun. Deci era absolut alb, de sărul. Domnul Bimolaru se gândea că nu o să putem face nimic cu el. Ăștia de aici au cerut bani mari. Ca să o restaureze din nou, au cerut 24.000 de dolari, da? Așa. Deci noi am hotărât, am mers pe o cale mai grea pentru noi, dar ieftină, pentru că bani trebuie mari. S-a spălat cu apă gândită cu săpun, s-a vopsit unde trebuie de vopsit. Deci mulțumim din suflet celor care au donat acei bani care au fost reparat gardul de roată și panteonul, deci domnul Efon Neagoie, domnul Vasile Bargan, care nu a putut fi prezent astăzi de la Suceava, domnul Alexoae Costache din Câmpul Lung Moldovinesc, domnul Florian Alberto din Câmpul Lung Moldovinesc, domnul Ion Vieru din Nicoreni, doamna Maria Toacă, domnul Alexandru Platonov de la Fierța, ceilalți, Bucas Dan Mircea din Oradea Mare, care tot a fost implicat la restaurarea și repararea. Am vrut să vă spun,
pentru că un ajutor foarte mare am avut și de la soția mea, n-am pomenit-o, iartă-mă. Și băiețelul meu de 12 ani, el curăța gardul de rugină, deci am avut ajutor din partea lor, să le mulțumesc și lor. Și să vă spun că într-o zi am stat de vorbă cu soția și i-am spus că să știi că oposește aici, dar e o oboseală plăcută. Nu știu de ce, știți cumva, parcă se bucurau sufletele celor care sunt îngropați aici. Deci a fost lucru ușor, dar n-am simțit niciodată o antipatie, o ceva. Deci a fost, a mers tot ușor. Nu ne oprim aici, Golgota merge mai departe, Golgota unor Domnului și cu ajutorul românilor de bun simț, mă gândesc că o să o ducem până la capăt. Deci rămâne cele două morminte din vale, numai decât, pentru că sunt stare jalnică, ăsta din iau postamentul numai. Și trebuie de făcut ceva cu gazonul ăsta, cu parcelele. Deci să ne ajute Domnul să-l facem, să-l ducem până la capăt. Și încă o problemă, acolo cu copacii ăsta tot sunt morminte de române. S-au făcut tot gunoiul. Să dea Domnul să ne apucăm și de parcela aia, măcar de făcut curățenie și de restaurat ceea ce se poate de restaurat. Dumneavoastră, la toți vă mulțumim pentru că ați venit astăzi în potrida ploii. Copiii ăștia, urmașii noștri, să vă dea Domnul sănătate și succes în ceea ce faceți. Iar nouă tuturor, tot sănătate și toate cele bune. Dar ne-am tăiat de Dumnezeu cu seama ta și să nu venim aici și în cimitir să pomenim pe cei ce se odihnesc, care au fost făcuți vinovați, nevinovați. La slujba de pomenire în cimitir mai devreme s-a spus părintele, care frumos a spus, că datoria noastră acestor mai în vârstă e datorie sfântă să povestim urmașilor noștri pentru ce au suferit și de ce au suferit ce a fost deportat în Siberia, de ce au fost împușcați așa echipă de 14 soldați români vinovați, care mamele îi așteptau acasă și totuși și păcii copiii îi așteptau întoarcă acasă și îi s-au spus de pe pământ vinovați. Dacă nu au vrat, au supărat alea cu ciclou, trebuie să ține minte că pe cei ce a fost deportat nu s-au supărat că s-a încălțau în opinii și de coază de stejar, rămân și obosit Dumnezeu în ziua de 40 de grade la tăiat lemn în pădure. Și nu s-au supărat și au lăsat toate greutățile care au fost în tare. O mamă s-a săpat cu mânuțele, pământul s-a îngropat trei copii. Și nu vrea să pui multul mășcat. Întreabă să-i pietru, de ce fie multul cu palma? De ce că el e tineriel și să nu-i punem bulgări cu pietru, să-i punem pământ la rusit. Datoria noastră, la tot, de bună credință, să dăim în drag, în inima copiilor tine, să vin după noi, să fie minte acesta lucru cu bine, să fie minte și limba noastră, cum a spus părintele în cimitir, e limba sfântă. Să păstrăm limba, să păstrăm totul ce ne dă nouă, ce ne-a luat de la părinții și la școli și la bunii și trebuie ei să păstrăm mai departe. Vă poate ei, dar cei care s-au pierdut viața pentru patria, pentru neamul nostru românesc. Bineînțeles că nu putem face totul deodată, însă sunt convins că cu eforturi comune împreună vom reuși să ducem la bun sfârșit toate aceste lucrări. Și acest memorial va fi inaugurat oficial, așa cum se cuvine. Vă doresc la toți o sărbătoare plăcută și sper că în viitor să ne adunăm aici mai mulți. La Consulatul General României se unde câteva cuvinte. Onorată asistență este o domnul consul. Trebuie să curie o datorie de onoare pentru mine. Astăzi
În partea Consulatului General României la Cernăuța, doamne Consul General Eleonora Moldovan, să vă transmit mesajul dumneaei de mulțumire pentru ceea ce faceți pentru cinstirea eroilor neamului, fără de jertfa lor, că cei și-au dat jertfa supremă, fără jertfa lor, astăzi nu am mai fi putut să ne cinstim limba românească, tradiția românească, portul popular atât de frumos, care definește sufletul românului, nu am mai fi putut locui în pace fără această jertfă a lor. Și vreau să mulțumesc cetății Golgota pentru tot ceea ce face în această privință, dar și pentru faptul că reușește să ne adune pe noi la oaltă, în vremuri mai bune sau mai rele pentru fiecare dintre noi, și să transmită ștafeta generației viitoare, căci, așa cum de fiecare dată la întrunirile societății participă tinerii discipoli ai Școlii Populare de Artă, condusă cu atâta măestrie și devotament de domnul profesor Iurie Lepci, fără a exagera, acești tineri minunați sunt alături de noi, acești copii pe care i-am cunoscut când am venit în Cernăuț. Mulți dintre ei astăzi au crescut atât în valoare artistică cât și ca vârstă. Aproape că nu-i mai recunosc, în curând o să le cerem autografe, sunt celebri atât aici cât și în România. Transformarea lor ne face să înțelegem că timpul nu iartă, timpul merge înainte și tot așa și datoria noastră de a ne cinsti eroi este zilnică și nu numai când ne adunăm de ziua lor, pentru că statul român a decretat că astăzi de înălțarea Domnului să fie cinstirea zilei eroilor patrie. Eu mulțumesc la toți cei prezenți și sper ca fiecare pe viitor, zi de zi, duminică, atunci când poate să dea o mână de ajutor ca acest loc să fie curat. Formalitățile de îndeplinit au fost deja demarate pentru ca să oficializăm și să putem beneficia în continuare de sprijinul statului român în amenajarea acestui loc. De asemenea, fiind ziua înălțării, mulțumim pentru slujba deosebită ținută de practicienii și părinți și trebuie să avem în continuare recunoștințe eterne eroilor neamului, fără de care noi astăzi n-am fi existat. Hristos a lucrat. 1942-43, cimitirul acesta a primit denumirii de cimitirul eroilor. De ce eu propun, asta este documentat, ce spun, eu propun că la intrarea cimitirului ăsta să fie scris în două sau în trei limbi că ăsta e cimitirul eroilor, așa cum a fost el botezat în anul 1942-43. Așa a fost. În primul rând, ci aici sunt înmormântați acele persoane, costași și ofițeri români, care în trecut, au murit, nu, că se găseau gărnizoana militară aici, română. Deci din cauza bolilor, din cauza nenorocirilor care fi parcurs până în anii 40. Și după asta, aici sunt înmormântați cei care au căzut pe câmpul de luptă în anii 40, 41, 42 și 43 și în alte părți venit, acei care au murit răniți, care se găseau în spitalele, este aici tot. Deci în număr de 695 sunt înmormântați aici, o categorie. A doua categorie, în luna iunie, anul 1941, au fost, ianuarie 41, au fost condamnați la moarte. Multe persoane de pe loc, de aici, din actuala regiune Cernăuți, anume cine? Acei care au încercat să treacă frontiera la Lunca, au fost prins, au fost judecați și condamnați la moarte. Se găseau în închisoarea numărul 1 din Cernăuți. Ascultă-mi ruga, că-ți milă, Doamne, ascultă-mi ruga, fii Tu cu mine, întotdeauna
Doamne, dă-ne dragoste între frați. Păi-ți milă, Doamne, ascultă-m ruga, fii Tu cu mine. Întotdeauna, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Când trăim bine, uităm de Tine. Când trăim bine, uităm de Tine și nu venim noi la rugăciune, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Când trăim bine, uităm de Tine și nu venim noi la rugăciune, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Pentru mândrie și avuție, pentru mândrie și avuție, frate pe frate, nu vrea să știe, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Pentru mândrie și avuție, frate pe frate, nu vrea să știe, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Hai, frați, cu toții să uităm ura. Hai, frați, cu toții să uităm ura, să trăim bine întotdeauna, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Hai, frați, cu toții să uităm ura, să trăim bine întotdeauna, Doamne, dă-ne dragoste între frați. Care am dedicat-o eroilor neamului, care am dedicat-o locului și pe locul nostru căzut cu proiectiturile de lucru, pe cei care au urmărit între pereții vizorilor sovietice. Pentru că, într-adevăr, marea majoritate din ei, în momentul când au închis ochii, n-au avut nici urmări, n-au avut nici preoți, n-au avut nici gască și nici măcar mama sau un copil să fie mama lângă el, să ridice la cer liniștit. O să încercăm de fiecare dată, cu ajutorul acestor copii, celorlalți care astăzi nu au putut să vină, care au avut examen, care au alte lucruri de făcut, dar cu sufletul și cu gândul oricum sunt alături de noi, o să ne străduim să păstrăm memoria acestor oameni, acestor eroi a neamului, acestor martiri, acestor simpli români care și-au dat viața sau au pierdut viața absolut de vinovați. Sper că și acești copii, dar și toți românii, toți copiii români din toate școlile, cunosc acest lucru și vor păstra amintirea mereu vie. Atât timp cât îi vom ține aminte, atât timp cât îi vom pomeni și nu contează unde, aici, pe acest loc sfânt, sau în școli, sau la evenimentele noastre cultural-artistice, naționale, atât timp ei vor fi vii, atât timp va persista, practic, acest neam pe acest ținut. Și nu numai pe acest ținut, pe toate ținuturile înstrăinate, mai ales de patria noastră. Ne dorim foarte mult ca, într-adevăr, să aducem acest loc sfânt la un nivel mult mai bun, să zic eu așa, din punct de vedere a organizării. Și neapărat vom face toate demersurile ca și acea bucățică de pământ unde găsim crucile și riscurile ostașilor și ofițerilor români să fie puse în valoare. Pentru că nu cred că există ceva mai scump decât
neamul, decât rădăcinile și nu cred eu că are perspectivă acel om care nu-și cunoaște și nu-și respectă istoria. Eu le mulțumesc acestor copii, mai ales părinților, din tot sufletul, le mulțumesc că eu înțeleg perfect, că ați lăsat poate mulți dintre dumneavoastră, ați lăsat acasă oaspeți sau ați lăsat treburile care le aveți zi de zi, dar să știți că ați făcut un lucru foarte bun, un lucru bun pentru Dumnezeu, bun pentru sufletele noastre, a dumneavoastră și a acestor copii, care în perspectivă, cred eu, că viitor vor crește și vor fi adevărați patrioți, așa cum sunteți și dumneavoastră.